Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă propun o dezbatere electorală în această emisiune, că alegerile prezidențiale vor avea loc la începutul lunii noiembrie. Campania electorală a început de aproximativ o săptămână. Vom discuta în această seară despre cum arată această campanie, cum arată candidații, ce ne propun ei, care este funcția care o îndeplinesc cel mai bine și probabil acum vorbim despre funcția comunicării, desigur. Discutăm împreună cu două persoane care urmăresc cu atenție ceea ce se întâmplă în viața publică și în această campanie, care în această emisiune nu reprezintă pe nimeni, sunt independenți. Este vorba despre Marc Bucuci, de la Facultatea de Drept, Universitatea Petre Andrei din Iași. Bună seara, bine ați venit! Și despre Ilie Fârte, care este conferențiar la Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice, Facultatea de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Exact, ca să o scurtăm. Bun, vreau să vă întreb în primul rând, având în vedere că suntem în campanie și acum se fac mai puține lucruri și se discută mai multe lucruri, nu că ar fi altfel în restul timpului, dar acum asta este situația din campanie. Adică fiecare trebuie să comunice ceea ce urmează să facă. Deci, din perspectiva comunicării aș vrea să începem această emisiune și să vă întreb cum vi se pare că s-au poziționat candidații, partidele, dacă au, să spunem, foarte bine pregătite toate cele de luptă, sloganele, programele politice, să spunem, echipele. Și aș vrea să facem o scurtă analiză, pentru că fiecare candidat are câte un cuvânt cheie pe care merge. Victor Ponta merge pe unire, Klaus Iohannis pe lucrul bine făcut și așa mai departe. Nu mai insistăm pe la fiecare, sunt 14 candidați. Am să încep cu dumneavoastră, domnule profesor Fârte. Vă rog. Da. Cred că în campania electorală se întâmplă lucrurile cele mai importante din punct de vedere politic. Nu numai că se vorbește mai mult, chiar se fac mai multe lucruri. Nu trebuie să uităm că avem de-a face cu o competiție politică care trebuie pusă pe același plan cu bătălia de la Hastings din 1066, când William, cuceritorul, cu baronii săi normanzi au cucerit Anglia, iar după victorie baronilor săi le-au fost împărțite pământuri în Anglia, iar urmașii acelor baroni au în proprietate și acum acele pământuri. Campania electorală este, cum spunea cineva, o licitație pentru bunurile care urmează a fi furate. E o exagerare, evident. E vorba de o campanie în care sunt licitate favorurile pentru categoriile sociale care urmează a constitui o viitoare majoritate. Deci în acest scenariu trebuie judecate acțiunile candidaților. Deci să nu ne amăgim. Toți candidații încearcă să coaguleze o majoritate astfel încât după alegeri să poată fi împărțite favorurile sub diverse forme, creștere salarii, de pensii, de alocații, etichete sociale, subvenții, monopoluri, prețuri administrate și așa mai departe. Dar în ultimă instanță e vorba de favoruri. Dar acest lucru nu se întâmplă atunci când au loc alegeri parlamentare, mai curând decât când au loc alegeri prezidențiale? Pentru că funcția președintelui e mai puțin economică, să spunem, decât cea de șef al guvernului. Bun. Iertată în fie comparația. Sunt societăți în care este foarte important masculul alfa. Societatea românească este o asemenea societate care are nevoie de un lider care să întruchipeze năzuințele, nevoile, dorințele, capriciile unei majorități, indiferent dacă este vorba de un candidat bărbat sau femeie. Deci e vorba de acest prototip al masculului alfa care unește, reunește, întruchipează puterea, are legitimitate mai multă decât premier. Exact. Simboluri și comparații foarte puternice ne oferiți cu William, cuceritorul de la 1066 și în același timp cu masculul alfa. Marc Bucuci.
Aceeași problematică a comunicării. Nu împărtășesc în totalitate opinia aceasta în legătură cu împărțirea favorilor, deși ea există. Aici trebuie să facem și o distinție între ceea ce așteaptă electoratul și ceea ce oferă candidații la un moment dat. În mare măsură, candidații sunt atenți să-și adapteze mesajul la ceea ce dorește electoratul și o parte a electoratului funcționează în această cheie. Așteaptă niște favori. Însă există și o altă zonă a electoratului care este sensibilă poate mai mult la bunurile simbolice, întrucât se descurcă foarte bine pe cont propriu în câștigarea acestor favoruri. Și aș vedea în programele candidaților ambele secvențe ca fiind prezente. Decisivă din punctul meu de vedere pentru România în contextul actual și european și internațional este poziționarea față de apartenența noastră la Uniunea Europeană, pe de o parte, și apartenența noastră la cealaltă structură foarte importantă, la NATO, poziționarea noastră în cadrul parteneriatului strategic cu Statele Unite. Acestea sunt elementele care sunt îndepărtate de o mare parte a electoratului, dar care pentru un alt segment al electoratului contează foarte mult și eu m-aș orienta pe această zonă și văd că în toate programele candidaților există această secvență, numai că în cazul unora este o simplă retorică, uneori ciudată, adică pentru că la faptele este credibilă, iar la alții mai puțin. Este o simplă retorică în sensul că asta cere acum momentul să fie acoperit retoric, formal și acest lucru, însă nu avem o acoperire în fapte. Este foarte straniu, de exemplu, că în programul domnului Ponta există niște afirmații de tipul modernizarea României, noi vrem să facem modernizarea României, dar în ce fel, dacă nu în raportare permanentă cu instituțiile europene, că avem nevoie să întărim parteneriatul strategic cu Statele Unite, că trebuie să ne integrăm în UE cât mai eficient, să avem și așa mai departe. Ori, din ce am văzut, atitudinea domniei sale la nivel practic a fost extrem de ambiguă. Pe de altă parte, domnul Iohannis, de exemplu, are o atitudine fermă pe această zonă, nedezmințită de comportamentele sale anterioare, iar personajul foarte politic, foarte interesant din acest punct de vedere, este Monica Macovei. Și aceste alegeri mai sunt importante, nu sunt alegeri cum au mai fost întotdeauna. De ce nu? Vă și spun, pe de o parte, există un context internațional care este extrem de dificil, de problematic. Există un context european de asemenea foarte important și există și un context, o etapă în evoluția și modernizarea României, adică acum se pot decide anumite lucruri foarte importante pentru următorii ani. Un alt element, avem pentru prima dată candidați niște femei pentru funcția de președinte în România. Pe de altă parte, Klaus Iohannis este un etnic german. În măsura în care, de exemplu, aceste persoane ar ajunge, intră în turul 2, cel puțin una dintre aceste persoane, și-ar întruni voturile unei mari părți a electoratului din România, asta înseamnă că electoratul din România s-a maturizat în înțelesul de modernizare. De exemplu, determinația de gen sau determinația de tip etnic nu mai este atât de relevantă precum acum 20 de ani în ceea ce privește alegerea celui care va fi liderul României. În măsura în care mă gândesc la interesul public, fac abstracție de determinațiile de gen sau de determinațiile de tip etnic. Situația este și mai interesantă pentru că avem două modele de prezență feminină în interiorul politicului, modele care sunt total diferite. Unul, Elena Udrea, care își epatează propria feminitate și vrea să spună într-un fel că politica este sexy, o activitate, da, sexy, și că asta contează, carisma de tipul acesta contează foarte mult și asta se vede și în sloganul domniei sale. Și de cealaltă parte, Monica Macovei, care merge pe integritate, pe o ținută de tip office, pe afișarea discretă a acestui lucru. Chiar colegul meu, la un moment dat, Sorin Bocancea, un editorial în Adevărul, spunea că suntem, într-un fel, electoratul non-PSD,
este într-un fel în situația democraților din Statele Unite, când a fost ales candidatul pentru funcția prezidențială. Au avut de ales între Barack Obama și Hillary Clinton. Și noi suntem cumva într-o situație similară și a spune că este bine pentru spațiul public românesc că s-a întâmplat acest lucru, că există aceste candidaturi. Și cel mai important lucru este ce, aici vom vedea ce gândește și ce face electoratul. Avem un electorat pro-european pentru modernizarea României sau un electorat ușor reactiv, resentimentar, care este dezamăgit de Europa și care caută niște alternative exotice de tipul celei a Comunității Statelor Independente, a Rusiei și Chinei. Domnule profesor, dacă aveți observații sau completări? Da. Sau vreți să nuanțați ceva din... Să zicem. Ni se oferă iluzia diversității. Ni se oferă, așa zise, alternative. Sunt sigur că la următoarele alegeri vom avea și primul candidat gay. Probabil vom avea și primul candidat rom sau poate primul candidat afroamerican sau primul candidat cu dantură impecabilă sau dimpotrivă știrb, habar n-am. Totuși acestea sunt diferențe care pe mine nu mă impresionează. Singura alternativă viabilă este aceea a candidatului care vorbește în numele dreptății. Fiindcă dreptatea este singurul antidot la această practică seculară, milenară, de împărțire a favorurilor de către cei care au câștigat o luptă politică, fie ea armată sau electorală. Deci eu vreau candidați care să vorbească în numele dreptății, nu în numele intereselor anumitor categorii sociale, cărora li se oferă avantaje. Se vorbește despre pensionari, vorbim despre tineri, vorbim despre copiii bolnavi de autism. Nu! Toate aceste lucruri sunt secundare. Oamenii politici trebuie să vorbească de ceea ce este just să se facă în societate. Adică vreau să fie promovate regulile conduitei juste. Vreau arbitrii care să arbitreze corect un joc, să zicem un joc de șah. Însă ce se întâmplă în politică? Apropo, tot o comparație. Deci, foarte mulți alegători se pun în postura jucătorului de șah prost, care așteaptă ca arbitrul să ia regina adversarului său, să-l pună pe adversar să joace fără ture sau să-i facă un pogorământ și să-l lase să mute uneori calul ca nebunul. Și deseori unii fac pe nebunii în jocul politic. Dar nu despre asta, nu de asta avem nevoie. Acolo unde apar tranzacții libere, acolo unde solidaritatea este eminamente voluntară, atunci lucrurile merg pe calea cea bună. Dar aș vrea să văd un candidat care să vorbească în numele dreptății, nu în numele intereselor anumitor categorii sociale. Nu vreau să mi se promită bunăstare materială. Și deocamdată nu-l vedeți pe acest candidat, care și să nici vorbească în numele dreptății. Și folosind așa o expresie biblică, cu ochii mei nu-l voi vedea, parafrazând. Cu alte cuvinte vorbiți despre o situație ideală. Poftim? Cu alte cuvinte vorbiți despre o situație ideală sau căutați o situație aproape ideală. Nu. Pe mine dezinteresul pentru viața politică mă bucură, fiindcă sunt conștient că este mai bine ca nedreptatea să fie făptuită de mai puțini oameni decât de mai mulți. Adică eu prefer să fie cât mai puțini oameni părtași la nedreptatea care este comisă în numele unor interese de grup. De aceea, întotdeauna recomand tranzacțiile economice de pe piață și spiritul comunitar. Acolo unde nu mai văd corect regula conduitei juste, e bine să-i las pe oameni să interacționeze în sfera economică pe piață, apelând la tranzacții voluntare și să se bizuie pe relațiile de rudenie, de vecinătate pentru a-și rezolva problemele dacă economic nu sunt viabili.
eroul meu, eroul meu în societate este tonetarul. Deci, fără nicio exagerare, este acel om care nu cere nimic de la stat, care ia contact mai ales cu mâna dură a statului, care prin taxe și impozite și prin tot felul de reglementări îi face activitatea din ce în ce mai dificilă și care nu impune niciodată un anumit preț clientului său. Deci acest întreprinzător mic de pe piață, care nu te obligă să cumperi ceva, să cumperi într-o anumită cantitate, să cumperi la un anumit preț, care te lasă să inspectezi marfa și să-ți manifesti nemulțumirea și eventual să nu cumperi, este prototipul meu, idealul meu, eroul meu. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg șireturile de la încălțăminte. Acesta este eroul meu, nu politicianul. Aș spune că domnul Fârtea, practic, a anunțat un program de campanie electorală. Domnul Fârtea, am impresia că vrea să candideze la un moment dat pentru funcția de președinte. Noi discutam despre ce există pe piață și ținând cont de electoratul pe care îl avem, pentru că în mare măsură ar fi o inconștiență din partea candidaților să nu se adapteze în termeni de comunicare și la profilul electoratului român care nu corespunde, că ați spus că n-o să vedeți acel candidat. O să vă dau un exemplu, într-adevăr, mi-a plăcut mult metafora aceasta cu tonetarul ca erou, individul care nu cere nimic de la stat, ba chiar statul tot timpul oprește, el caută să se descurce și așa mai departe. Menționez că unul dintre candidați a fost de curând, apropo de situația aceasta, nu-i dau numele, a fost la o vizită într-un bazar și a stat de vorbă cu oamenii care vindeau acolo în bazar și a vrut să le ia păsurile. Există, chiar dacă spuneți că nu avem, dar și tonetarul este reprezintă un grup social. D'accord. Și o secvență. Și există în programul unui candidat, de exemplu, o măsură pe care o intenționează să lupte pentru ea, aceea ca, de exemplu, conturile unui IMM să nu mai poată fi blocate de către ANAF, ci doar printr-o decizie judecătorească. Există în programele unora dintre candidați, există astfel de măsuri, dar ținând cont de profilul președintelui și de faptul că în mare măsură trebuie să ne gândim la chestiunile de politică externă, în mare măsură la profilul său instituțional, eu de aceea am insistat pe secvența de tip euroatlantic. Este foarte importantă și aici eu chiar am diversitate de atitudini. Am diversitate de atitudini și, de exemplu, pentru mine la nivel personal, poziționarea acestor oameni de-a lungul traseului lor politic în raport cu aceste bunuri simbolice care sunt cele de tip euroatlantic este decisivă până la un punct. Pentru că nu mă pot aștepta la un președinte, de exemplu, să facă la un moment dat treaba guvernului. Viziunea dumneavoastră libertariană ar putea fi, la care subscriu în mare măsură, ar putea fi introdusă, operaționalizată de un guvern. Dar pe zona de justiție, pe zona de justiție, de asigurarea unei corectitudini publice pentru însănătoșirea moravurilor noastre, transformarea lor din ravuri în moravuri, avem candidați care au o componentă de tip etico-politic în programele lor și sunt unii dintre ei, nu o să dau nume, există cel puțin o persoană care are acoperire în fapte pe această zonă, în sensul că a reușit, deși au încercat să-i murdărească imaginea cu tot felul de situații, a reușit să apară ca o persoană, ca un om politic integru, iar diversitatea despre care vorbeam este foarte importantă, diversitatea de gen. Deci nu este o glumă, dacă va apărea și un candidat gay, nu văd care ar fi problema, nu trebuie să spunem, să ridiculizăm acest lucru. Este un lucru important. În momentul în care în spațiul public, de exemplu, un candidat la președinție apare și o persoană credibilă sau două de sex feminin, este un lucru bun pentru mine. Este un lucru bun, este un început bun. Și eu salut, de exemplu, acest lucru. Este un semn de maturizare, că asta nu ne rezolvă toate problemele, sunt de acord. Dar momentul în care apare o schimbare de genul acesta, o mică schimbare de genul acesta, eu nu o ridiculizez, ci spun că este un lucru bun, este un bun început și putem să mergem și mai departe. Variabila gen este irelevantă
în politică, așa cum este irelevantă în aviație, acolo unde, de exemplu, la turnurile de control, 97% dintre angajați sunt bărbați. Până la urmă e vorba de o discriminare? Nu cred. Este relevant, aș spune eu, dacă este să ținem cont de un anumit, să spunem, o anumită situație a moravurilor din România. Și avem situații discriminatorii în raport cu alte state. Adică nu este aceea, atunci aș putea să fiu scandalizat, de exemplu, de ceea ce se întâmplă în Norvegia, în țările nordice, unde există mai multă dreptate, da? Putea spune, și există țări mai bune și unde s-au impus chiar cote de gen. Eu văd că se întâmplă în mod natural acest pe lucru. Pe linia dreptății s-a introdus această cotă de reprezentare? Adică eu nu intru în această... Dreptatea cere o anumită reprezentare, păi da. Putem gândi o sumedenie. La noi se întâmplă în mod natural această diferență. După înălțime, după greutate. De ce? Domnul Fârte, eu nici nu o glorific, dar nici nu ridiculizez. Și este momentul să ținem cont. Nu, este relevant. Okay. Este relevant. Este, să spunem, și un moment bun să intrăm în dialog și cu un al treilea invitat al emisiunii noastre. Este vorba despre Vasile Ernu. Bună seara, domnule Ernu. Bună seara. Discutăm despre campania electorală, despre diversitatea pe care o oferă candidaturile și dacă avem de această dată o alternativă sau alternative din care să alegem. Până la urmă sunt 14 candidați și ca un tablou general, cum arată și pentru dumneavoastră această campanie, cum vor arăta aceste alegeri din această toamnă? Da, au apărut multe lucruri noi în această campanie. Din punctul ăsta de vedere, să zicem, avem pe de parte două femei, lucru important, pentru că schimbă spectrul cel puțin al unui tip de reflexie, de practici, de discuție. Doi la mână, avem un candidat care s-ar putea să ajungă în turul 2 sau cel asta ne arată sondajele, care ridică un cu totul alt tip de probleme. Faptul că nu aparține culturii majoritare, limbii majoritare, religiei majoritare. Și asta este, iarăși, pentru mine personal, sunt foarte interesant cum va reacționa publicul românesc, ortodox și așa mai departe, de limbă română. Sunt fenomene care pe mine mă pun să fiu mult mai atent asupra acestor lucruri. Asta, să zicem, e partea de ambalaj a lucrurilor. Ceea ce însă pe mine mă interesează mult mai mult este partea de conținut. Din păcate, asistăm la o lipsă totală a discuției polemicilor pe programe. Aproape deloc nu s-a vorbit până în acest moment. Deocamdată totul e o bătaie pe dosare, arestări, bătăi între grupuri de diverse forme și așa mai departe. Nimeni nu discută ce program conține, de exemplu, ce vrea doamna Monica Macovei. Când am citit programul, eu m-am speriat. De mult m-am mai speriat în halul ăsta. Deci, sau ce tip de cocktail propune domnul actualul prim-ministru. Care iarăși un tip de cocktail care încearcă să împace și varza și capra și oaia și lupul și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de lucruri care sunt foarte importante și mie mi se pare că aici ar fi trebuit să se ducă o bătălie mai mare în care lumea să vină să ne explice de fapt ce vor cu această țară, care este următorul proiectul pe următoarea perioadă. În acest sens mi se pare că iarăși vor fi niște alegeri ratate și vom alege ceea ce deja nici nu știm ce alegem. Contează aceste programe electorale ale candidaților? Sunt atenți oamenii la ele? Nu sunt atenți. Nu sunt atenți. Nu avem o practică. Nu avem, chiar avem un anumit tip de reticență față de programă. Pentru că spunem că oricum de care îți va face, nu își va îndeplini acest lucru. Sau sunt programe destul de populiste, sau sunt, să zicem, lucruri greu de digerat într-un spațiu public și așa mai departe. Toate programele lor sunt scrise, cel puțin am citit vreo 3-4 deja, că acum am trebuit să fiu tot mai atent
această problemă. Nu avem o tradiție în acest sens. Mie pare că trebuie să punem mai multă presiune pe această zonă. Adică, domnule, promiteți-ne 3-4 lucruri sigure, dar să știm ce ne așteaptă în sectoare precum sănătate, educație. Evident că nu președintele face aceste lucruri. Înțelegem că nu este menirea lui, însă din experiența președintelui jucător pe care l-am avut sau în care este încă în funcțiune, știm că a avut un cuvânt greu de spus când s-au luat decizii foarte importante în zona executivului. Știm că s-au luat decizii la presiunea foarte mare a președintelui când s-au luat decizii geostrategice și așa mai departe. Deci trebuie să știm niște lucruri, că altfel dacă ne trezim iarăși cu stat minimal, închiderea sectoarelor strategice, vinderea și așa mai departe, de acum a rămas ceva de zis, atunci vom avea multe, multe bătăi de cap. Contează ce spun candidații în campania electorală? Adică ce promit în legătură cu, cum spuneați, sănătatea, cum va arăta sănătatea, cum va arăta educația? Evident că, din experiența asta, nu suntem naivi să spunem că contează în moment ce am văzut că practica ne arată că nu contează. Însă, în același timp, vine și responsabilitatea noastră a cetățenilor dacă nu reușim să construim mecanisme prin care să facem presiuni. Pentru că dacă ne întâlnim, politica nu se întâmplă odată la 4 ani, că asta este marea tragedia noastră. Că transformăm ideea de politic în ideea de alegeri. Nu, alegerile sunt cu totul altceva și politica... Alegerile sunt o parte din mașinăria politică, da. Dar în momentul în care, e ca și creștinismul de Paște și Crăciun, în momentul în care zi de zi noi nu reușim să construim aceste presiuni, să spunem, dumne, dar acum ați promis data viitoare și așa mai departe, acest tip de instituții, presiune de stradă, polemici și mai departe, dacă noi nu reușim să facem acest lucru, degeaba, adică alegerile nu mai au niciun efect. Adică faptul că aleg dintre X și Y și ei fac oricum altceva, atunci care mai este rostul acestui tip de joc? De asta e și datoria noastră, într-un fel, să ne reorganizăm, să facem presiuni, că altfel ne mănâncă cu fulgi cu tot băieți. Vasile Iernu, mulțumim foarte mult pentru intervenția la Vocile Iașului despre alegerile, campania pentru alegerile prezidențiale. Mai avem scurt timp și luăm o pauză. În concluzie, diferențele sau diversitatea de la alegeri pare a fi în același timp importantă și pe de altă parte neimportantă. Importantă din punctul dumneavoastră de vedere, probabil, și datorită faptului că o asemenea diversitate impune până la urmă în societate câteva sau duce la câteva urme, lasă câteva urme. Nu este chiar atât de, să spunem, irelevantă cum spune domnul Fârte. O foarte scurtă concluzie. Aș spune și Vasile la început că este importantă dintr-un anumit punct de vedere. Este un simptom al unei posibile maturizări. Da. La nivel de conținut, candidații au în programele lor, de exemplu, pe secvența de sănătate, au multe precizări. Rămâne de văzut în ce măsură un președinte are puterea să formuleze politici publice pe aceste zone, așa fel încât să rezolve toate problemele. Și aici eu am mari dileme. De aceea, eu cel puțin în momentul de față, m-am gândit în primul și în primul rând la componenta de politică externă. Și aici pe mine mă interesează în primul și în primul rând consolidarea apropierii noastre față de Uniunea Europeană și față de Statele Unite și celelalte țări membre ale NATO. Și în ceea ce privește politica internă, eu am nevoie, cineva s-a anunțat deja ca un arbitru pe această zonă. Aș menționa că vrea să fie arbitru, iar pe tema politicilor, asta mă miră, sunt secvențe în programele candidaților în care apar diferențe de politici publice, pe sănătate și așa mai departe. Ce scuze că vă întrerup. Doriți să spuneți acum sau scurt sau luăm o pauză? Pe scurt. Vă rog. Schimbările trebuie să se producă la nivelul principiilor, nu la nivelul unor aspecte de politică sectorială. Deci dacă la nivelul principiilor nu se schimbă nimic, nu vom avea nicio schimbare la nivelul practicii politice. Iar principiul fundamental este preocuparea pentru
regulile conduitei juste. Legile să fie întotdeauna mijloace de prezervare, de apărare, de promovare a conduitei juste. Luăm o scurtă pauză, revenim la și dezvoltăm această idee după câteva momente. Am revenit la Vocile Iașului, discutăm despre campania pentru alegerile prezidențiale, începută de aproximativ o săptămână, la începutul lunii noiembrie vor avea loc aceste alegeri. Discutăm împreună cu Marc Bucuci de la Facultatea de Drept, Universitatea Petre Andrei, și Ilie Fârte de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vorbeam despre principii și eu mai curând o modalitate de cum ar trebui să arate și o luptă politică și o organizare de societate, de fapt. Am rămas, să spunem, în suspensie puțin cu modul în care descriați dumneavoastră acest lucru. De acord. Recomand din toată inima, nu numai candidaților în actualele alegeri, ci și oamenilor obișnuiți, comuni, să citească lucrările lui Frédéric Bastiat, un economist, eseist, chiar politician, fiindcă a fost deputat în Adunarea Națională, are câteva lucrări magnifice. Ce se vede și ce nu se vede, statul, legea, armonie economice, sofisme economice. Câteva texte publicate, da, chiar și în românește. Da. El explică foarte bine cum poate fi operaționalizat acest principiu al folosirii legii ca mijloc de prezervare, apărare a dreptății. Asta trebuie să ne preocupe, nu acordarea unor subvenții. Simplu spus, o lege este dreaptă dacă nu poți acorda cuiva ceva fără a acorda în principiu tuturor. Dau un exemplu, ca să vedeți cât de ușor putem vedea dacă o măsură politică este dreaptă sau nedreaptă. De curând, peste 20.000 de pensionari ieșeni au primit câte un tichet de masă de 70 de lei. E vorba de pensionarii care au venituri mai mici de 800 de lei. Este o măsură dreaptă sau nedreaptă? Răspunsul meu, profund nedreaptă. Deși sunt solidar cu concetățenii mei care au venituri mici, nu pot să mă gândesc că alături de ei există salariați cu care au salariu minim pe economie, probabil au venituri mai mici de 800 de lei, nu au nici bogăție acumulată, eventual, știu și eu, nu au o casă lor, eventual nu au șifonierul plin cu haine, poate sunt mai sănătoși, dar asta nu înseamnă că lucrurile stau întotdeauna așa, au și mai mulți copii minori în îngrijire. Ei de ce să nu primească un tichet de 70 de lei? Și după aceea putem spune că 70 de lei este limita dreaptă? Este drept să dăm 70 de lei? Oare era drept să dăm 100 de lei? Dacă nu putem răspunde, da, numai pensionarii cu venituri mai mici de 800 de lei pot primi un tichet în valoare de 70 de lei, nici mai mult, nici mai puțin. Deci dacă nu putem spune că este just, atunci este injust și politicienii trebuie să se abțină de la a acorda asemenea favoruri. Deci este un favor, o spun cu toată răspunderea și nefiind politician, nu vreau să fiu simpatizat. Am constatat că se poate trăi și fără să fii simpatizat. Or, politicienii nu pot spera să fie aleși decât dacă sunt simpatizați de o majoritate. De aici toate păcatele care decurg. Un test foarte bun pentru verificarea politicilor publice. Într-adevăr, în spațiul public din România, chiar măsurătorile au arătat, din punct de vedere mediatic, categoria cea mai defavorizată din România este cea a pensionarilor. Din punct de vedere sociologic, pe măsurători, pe statistici, categoria tinerilor este cea mai defavorizată. Aici sunt de acord, dar oamenii politici, pe de altă parte, sunt atenți când își segmentează electoratul la cine vine la vot.
cine vine la vot și ei trebuie să-și adapteze mesajul. Pe de altă parte, aș spune că există un candidat care, cel puțin din punctul meu de vedere, în programul său, are această abordare principială de care vorbește domnul Fârte, insistența pe justiție. Acesta este specificul statelor democratice moderne, pentru care, în cazul cărora se vorbește de așa numită domnia legii. Legea este elementul sub care guvernează practic la un moment dat impersonal societatea. Este foarte greu de operaționalizat în România acest lucru. Dar să știți că sunt, de exemplu, la nivel principial, în programele mai multor candidat apare, se gândesc chiar și la domnul Ponta, apare principiul, nimeni nu este deasupra legii. Cum facem asta? Întărirea luptei împotriva corupției și așa mai departe. Chiar domnul Ponta menționează acest lucru după ce acțiunile sale anterioare au arătat că este dacă exact așa decât că e invers. Dacă îmi permiteți, dar există un alt candidat care este credibil pe această zonă și când își asumă acest principiu, chiar a operaționalizat niște lucruri care a produs niște schimbări și chiar, dacă știți, Monica Maculescu, de exemplu, insistă pe eliminarea imunității demnitarilor, să fie imun doar din punct de vedere al declarațiilor politice. Domnule Iliefarte, vă rog. Cu exemple foarte concrete, tocmai ca să se vadă că principiile care par foarte abstracte pot fi ușor operaționalizate. Da. Legea poate fi respectată dacă este respectabilă și este respectabilă dacă ea corespunde acestui simț nepervertit al dreptății. Exemplu de legi care nu pot fi respectate. Legea codului rutier prin care se fixează ca limită de viteză în localități 50 de km la oră. Desfid populația României de la parlamentarii care au adoptat codul rutier până la polițiștii de la poliția rutieră care asigură acel enforcement al legii, dacă au respectat întotdeauna, mai ales la un drum lung, această limită de viteză. În condițiile în care localitățile rurale au fost înnădite prin expandarea spațiului intravilan, trecând din localitate în localitate pe un drum european, poate cineva să respecte întru totul la rigoare această limită? Eu aș vrea, deci eu trăiesc o mare dramă. Ca ardelean de origine, crescut într-un anumit mediu, ador să mă supun regulilor. Îmi place să ascult de alții într-o măsură mult mai mare decât să asculte alții de mine. Și am chiar o voluptate a ascultării. Chiar îmi place să ascult de cineva și să respect anumite reguli. Și de ce nu vă place? Însă trebuie să fiu convins că ele sunt drepte, corecte. Păi cum să merg eu cu 50 de kilometri la oră? Păi mi-ar trebui, știu și eu, 16 ore ca să ajung la Baia Mare. Este corect? Sau uitați-vă deci pe bune este toate. Deci nu este concret. Un cod rutier respectabil. Sau pe Bulevardul Independenței, pe Bulevardul Păcurari, vedem semne oprire interzisă. Nu staționare interzisă, oprire interzisă. Sunt nenumărate spații comerciale. Întrebare. Dacă eu sunt cu mașina și vreau să merg la un bancomat de pe Păcurari, ce să fac? Să merg până la Lidl în parcare, să-mi las mașina și după aia să merg pe jos un kilometru ca să-mi extrag banii? Sau încalc regula de circulație, fiindcă nu încurc pe nimeni, nu creez un prejudiciu nimănui, și îmi rezolv problema. Și ați mai încălcat o reglementare ce ne-ați menționat cu reclamă unui agent economic. Treaba dumneavoastră, deci infracțiune după infracțiune. Aș vrea să spun și eu ceva legat de această situație. Subscriu la ceea ce spune domnul Fârte pe această zonă. Însă, cred că aceasta ar fi o discuție, să spunem, într-un alt context. Dar e o discuție foarte bună. Statul, într-adevăr, prin legile pe care le face, de multe ori, ca și cum ne obligă să comitem infracțiuni și să fim niște infractori, adică poliția să ne sancționeze, deși nu aveam ce face în această situație. Și eu am fost victima unor astfel de situații. Cred că fiecare dintre noi a fost. Însă, dincolo de aceste probleme care mărunte aparent, dar care sunt foarte importante, noi avem o problemă structurală în România. În mare măsură, acum se joacă
și destinul nostru democratic, aș spune eu, până la un punct. Pentru că avem lideri cu tendințe de tip autoritarist. Deci, nu întâmplător România se spune că are probleme cu statul de drept. Nu întâmplător, practic, România și Ungaria au fost cele care au generat mecanismul, această creație instituțională numită mecanismul Copenhaga, prin care Comisia Europeană să poată aplica sancțiunea celor state care nu respectă principiile fundamentale ale statului de drept. Deci avem probleme și pe această secvență. În momentul în care noi așezăm eșafodajul acesta foarte bine, după aceea eu cred că se vor rezolva ușor, nu vom prinde noi rezolvarea pe care o dorește domnul Fârte, dar marea miză din punctul meu de vedere este aceasta și de aceea eu insistam pe secvența euroatlantică. Și în Uniunea Europeană există nedreptate, există politici publice care poate nu sunt corecte și în Statele Unite de asemenea, însă acestea sunt organisme instituționale care își refac politicile publice în funcție de interesele cetățenilor. Și dacă domnul Fârte va convinge jumătate din populația Europei, da? Sau jumătate din populația României, sunt sigur că se va întâmpla acest lucru. Dar dacă nu e, dacă avem comportamente de tip autoritar, netransparent din partea instituțiilor statului, atunci avem o problemă mult mai mare decât situația cu parcările sau cea cu banii dați pensionarilor. Este un președinte în România un soi de, sau păstrez comparația, mascul alfa, adică cel care impune cumva jocul politic, impune teme simbolice și nu doar simbolice, chiar dacă nu are atâta putere, să spunem, de decizie precum are un prim-ministru în politici publice? Evident, președintele are autoritatea dată de milioanele de voturi pe care le-a obținut el personal. După aceea nu trebuie să uităm că noi românii tindem să personalizăm puterea, adică vrem să vedem întruchipată puterea de către o anumită persoană. De aceea întotdeauna președintele, chiar un președinte slab de Constituție, ca să folosesc această metaforă, va avea o putere de influență destul de mare. Chiar și președintele Constantinescu, care de mult s-a fost considerat un om slab, învins de sistem, totuși a avut o influență suficientă pentru a determina niște schimbări pe care eu le consider foarte importante. Trebuie să fie spus, nu demonizez întreaga activitate politică și toți politicienii, adică eu trebuie să mărturisesc că au fost politicieni, dacă noi am simpatizat întru totul, care au făcut și lucruri bune pentru țară. Și președintele Constantinescu a făcut în timpul mandatului său câteva lucruri foarte bune pentru țară. În primul rând, orientarea decisivă într-un moment dramatic către NATO. Da, perioada, a fost a successful failure, cum spun. Perioada bombardamentelor din Serbia. Decizie foarte dură. Eu aș mai insista aici. Da, impopulară. Da. Eu de asta aș insista, apropo de... Noi spunem, președintele trebuie să fie un lider alfa, dar noi de obicei când spunem asta ne gândim la ceea ce este pentru mentalul colectiv. O mare parte a alegătorilor gândesc președintele în termen de mascul alfa și au nevoie de acest tătuc. Este surogatul, a dispărut Ceaușescu, au apărut alte personaje, este substitutul tătucului. Unii români, unii alegători au nevoie de acest, dar nu toți. Să sperăm că o parte a celor care nu au această perspectivă vor merge, o mare parte a celor va merge la vot, a celor care nu cred în această perspectivă. Da, scuzați, am zâmbit, mi-am amintit, sper să nu mi se ia nume de rău, mi-am amintit de un banner electoral, mândria de a fi român, și m-am uitat cu atenție și spun, da, acest candidat, într-adevăr, întruchipează românitatea. Așa e românul. Majoritarii. Așa e românul în trăsăturile lui dominante. Dacă trebuie să ne mândrim cu asta, nu știu, este o a doua problemă. Dar am considerat sloganul corect.
Da, într-adevăr. Din punct de vedere al marketingului electoral, al campaniei electorale, este un slogan eficient și cu bentița aceea, cu simbolul care de fapt e luată din Ucraina. Dar, de exemplu... Eu, de exemplu, nu sunt foarte mândru de mine însumi, nu sunt foarte mândru de românitatea mea. Probabil dacă mi-aș face o analiză a ADN-ului, mi-aș descoperi gene slave sau gepide și probabil aș fi mândru... Aș zice mai degrabă cumane. Cred că aveți ceva cu cumani. Știu și eu. Dar nu mi-a trecut prin minte să fiu, să mă declar mândru de așa ceva. Eu, depinde cu ce se mândrește domnul Ponta foarte mult și din ce am văzut în teren de politici publice, dumnealui se mândrește cu lucruri care nu știu dacă ar corespunde, să spunem, cu ceea ce reprezintă, de exemplu, interesele mele și al unei alte părți a electoratului. De exemplu, noi românii am fost creatori de bune practici la nivel european. Noi de obicei am importat instituții juridice și bune practici de la alte țări. Ei, pentru prima dată în istorie s-a întâmplat că noi am creat niște bune practici și niște instituții funcționale pe anumite zone și acest lucru a fost salutat inclusiv de Comisia Europeană în rapoartele sale. De mai multe ori. Și mă refer aici la Agenția Națională de Integritate și Departamentul Național Anticorupție. Eu, de exemplu, cu acest lucru mă mândresc. Ambasadorul Statelor Unite la un moment dat a lăudat procurorii din România. Nu știu dacă avea un interes direct, da, patrimonial sau nu, cum a fost suspectat, dar văd că un străin, da, România, laudă România pentru că, băi, sunt niște români, niște oameni admirabili acolo. Culmea este că în mândria de a fi român al domnului Ponta, nu cred că se înscriu aceste demersuri. Dar eu pentru aceste secvențe sunt într-un fel mândru. Sunt mândru de anumite secvențe ale faptului de a fi român, de altele mi este rușine. Așa cum și germanul probabil se mândrește cu anumite lucruri și de altele este rușine. Este un lucru firesc. Dar proiectul nostru nu s-a încheiat. România se poate schimba. Dar este un... Și ne putem schimba năravurile să le transformăm în moravuri. Este un mesaj, pentru că moravurile nu se pot schimba chiar atât de repede și dacă este să ne gândim până la ziua primului tur al alegerilor, este pragmatic, este eficient un astfel de... sau sloganurile fiecăruia dintre candidați și dacă ne referim la principalii. Am vorbit despre mândria de a fi român și celălalt cu președintele care unește, pe care le are Victor Ponta, în contextul a sărbătorii centenarului de la Unirea Marea. Sloganurile în mare parte corespund profilului candidatului și nevoilor, cerințelor electoratului țintă. Într-adevăr, candidatului Victor Ponta mi se potrivește sloganul mândria de a fi român, președintele care unește și a observat și domnul Ernu ce programe ghiveci au candidații pentru a uni cât mai mulți oameni. Culmea că unii oameni nici nu vor să fie uniți. Întreacă fie spus, eu chiar nu vreau să fiu integrat, unit cu oameni care îmi displac, cel puțin pe anumite proiecte. Adică și unirea asta are niște limite. După aceea avem Macovei mai bună decât ei, de acord, o candidată antisistem. Evident, rămâne problema dacă ești un candidat antisistem, cum vei coagula clasa politică, totuși cum vei da o dominantă în politica românească dacă te distanțezi de cineva și te consideri și mai bun decât ei. Oricum, oamenii în general nu prea agrează, nu prea tolerează aceste accese de superioritate, da? E mai bună decât mine, a fost aleasă că e mai bună decât mine și acum eu trebuie să cooperez cu ea ca să își poată demonstra că e mai bună decât mine. Deci va fi foarte greu să coaguleze, dar s-ar putea să prindă, deci electoratul țintă al Monicăi Macovei așteaptă așa ceva. Elena Udrea, bună pentru foarte multe lucruri. Și imaginea, știu și eu, de campanie cu taior, puș, cască. Întreagă fie spus, mie mi-amintește de ospătărițele de la Heart Attack Grill, dacă dați căutare pe Google puteți vedea, dar sunt sigur că electoratul țintă asta așteaptă. Călin Popescu-Tăriceanu vrea să le reamintească românilor că în 2007-2008 s-a trăit mai bine, evident nu explică de ce.
dar s-a trăit mai bine. Deci, în general, aceste sau România lucrului bine făcut, da, asociem neamțul cu lucrul bine făcut, e țais, adică este minunat, însă cele două partide care îl susțin s-au acuzat reciproc ba de distrugerea României, ba de tentativă de lovitură de stat, cam greu adică de asociat aceste acuzații cu lucru bine făcut, dar repet, sloganurile reflectă în general profilul candidatului și corespunde așteptărilor electoratului. Pentru o competiție electorală care seamănă cu bătălia de la Hastings, în esență, lucrurile sunt în regulă. Doamne Marmucuci, aș spune că avem de face cu un fel de test. Candidații testează, sloganurile de acum testează piața. Ei și-au definit un bazin electoral foarte, să spunem, precis și încearcă să extindă. De exemplu, Victor Ponta cu România, președintele care unește, păi el are o problemă, USL-ul. Păi cum unește dacă n-a reușit să păstreze acea alianță? Sunt niște probleme aici. Iar tipul de unire pe care o propune în programul său politic este ușor de speriat în anumite secvențe, adică să ne unim sub standardului toate instituțiile statului, tot să defilăm, va face el un pact național și toată lumea să slujească obiectivele naționale în, așa cum au fost configurate de către luminația sa, domnul Victor Ponta. Monica Macovei, fiind un outsider, ea trebuie să aibă această dimensiune reactivă față de sistem pentru a stimula electoratul. Ea nu se bazează, nu va fura de la, n-are cum să fure de la Victor Ponta. Ea trebuie să-i stârnească pe aceia care nu au mers la vot. Și atunci este firesc să meargă pe această secvență și să aibă în momentul de față o atitudine reactivă și de atac la sistem, o dimensiune mult mai agresivă, cum a fost și secvența pe zona de politici publice în care ea trebuie să zgâlține barca, rock the boat, ca să creeze puțin tamtam în jurul său, pentru că altfel ea este expusă unui blocaj, secvența cu, pe zona de politici publice, cu prezența religiei în școlile publice. Și după aceea am văzut că imediat, nu că s-a repliat, avea răspunsurile pregătite pe zona, eu sunt creștină, dar nu îmi afișez credința, sunt creștină în zona privată, și după aceea și-a configurat programul politic în felul, forma unui decalog. Eu respect poruncile creștine, dar nu afișez acest, sunt creștin, dar nu sunt discriminatoriu, nu domin. Klaus Iohannis la fel, și-a folosit tatuul său cel mai important, faptul că este neamț și lucru bine făcut. De ce? Pentru că ceea ce a făcut la Sibiu este într-adevăr extraordinar. Sibiul, acolo în Sibiu, activitate de tip economic și duduie. Deci din punct de vedere al turismului, Sibiu ajunge aproape să concureze cu litoralul românesc. Câți turiști sunt? Dacă mergeți în Sibiu, o să vedeți foarte mulți turiști străini și încasările pe zona de turiști economici au crescut exponențial. Nu știu dacă este mersul exclusiv al domniei sale, dar cel puțin a făcut tot. Acolo avem de-a face cu un lucru bine făcut și încearcă să extindă acest capital simbolic pe care îl are asupra ceea ce s-ar putea întâmpla cu România. Am ajuns la finalul acestei discuții, acestei prime emisiuni de dezbatere electorală. Așa cum spuneam, nu sunt candidați sau reprezentanți ai candidaților. Am discutat împreună cu Marc Bucuci de la Facultatea de Drept, Universitatea Petre Andrei, și Ilie Fârte de la Departamentul de Științe ale Comunicării, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, despre cum arată această campanie electorală, despre la ce ar trebui să fim atenți anume, care este, cum se îndeplinește funcția comunicării. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului. Vă reamintesc și adresa de e-mail a emisiunii, Vocile Iașului, @digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine seară la o nouă emisiune Vocile Iașului. Seară liniștită!